Sprijinul pentru Republica Moldova din partea României rămâne de neclintit, este concluzia cu care a revenit vicepremierul Nicu Popescu de la București, unde s-a desfășurat reuniunea trilaterală Republica Moldova-România-Ucraina. Șeful diplomației de la Chișinău a mulțumit României pentru tot sprijinul acordat, care vine să modernizeze țara noastră. Într-o postare pe rețelele de socializare, ministrul afacerilor externe Nicu Popescu a scris că a avut mai multe întrevederi cu înalți oficiali, inclusiv cu omologul său Bogdan Aurescu. Popescu susține că România ne sprijină cu proiecte concrete, precum construcția de poduri, grădinițe, reparațiile universităților și școlilor, toate în beneficiul tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Totodată, vicepremierul moldovean s-a întâlnit și cu președintele Camerei Deputaților din Parlamentul României, Marcel Ciolacu. Discuțiile s-au axat pe mai multe aspecte, inclusiv linia electrică aeriană Bălți-Suceava, care va crește capacitatea de transfer a energiei electrice din România. Popescu a purtat discuții și cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joana, care a reiterat suportul organizației pentru fortificarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova prin diverse parteneriate și dialoguri pe care le avem cu NATO. Totodată, ministrul afacerilor externe a participat la conferința pentru securitate la Marea Neagră. În cadrul discursului susținut, Nicu Popescu a menționat că Republica Moldova este o țară europeană care îmbrățișează democrația, libertatea și respectul pentru drepturile omului și că datorită acestor valori și a lucrului bine făcut la noi acasă, țara noastră va fi membră cu drepturi depline a Uniunii Europene.